Un tânăr de 21 de ani din Târgu Jiu s-a ales cu dosar penal după ce a comercializat articole pirotehnice fără drept, acestea fiind indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor. Polițiștii spun că tânărul a oferit spre vânzare dintr-un autoturism aproape 1000 de petarde deținute fără drept în greutate de 12 kg, având o valoare de aproximativ 1000 de lei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de efectuare fără drept de operațiuni cu articole pirotehnice. A declarat Victor Țuhașu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.